Am revenit, luăm repede minutul de știință, rubrica cu care v-am obișnuit în fiecare ediție a emisiunii Puterea Ideilor. Minutul de știință. Cea mai faimoasă eclipsă din istorie, numită și eclipsa lui Einstein, care s-a petrecut pe 29 mai 1919, așadar acum aproape un secol, a adus cu ea una dintre cele mai spectaculoase confirmări ale unei teorii științifice. Iar mâine, 21 august 2017, savanți și pasionați de știință din Statele Unite vor asista la o nouă eclipsă, în timpul căreia se va căuta reconfirmarea datelor certificate de către cea din 1919. În timp ce umanitatea era devastată de primul război mondial, tânărul pe atunci fizician Albert Einstein publica în 1915 teoria generală a relativității, care făcea printre altele predicția contraintuitivă că lumina unei stele poate fi curbată de gravitația Soarelui. Acest lucru a fost confirmat în timpul eclipsei din 1919 de către astronomii britanici conduși de către Sir Arthur Eddington. La trecerea lunii prin dreptul Soarelui, fenomen care a durat puțin peste 6 minute, timp în care discul solar a fost complet acoperit, savanții au realizat fotografii care atestă că pozițiile stelelor, a căror lumină trecea prin apropierea Soarelui aparent, se schimbaseră din cauza gravitației acestuia. În esență, teoria lui Einstein confirmă că spațiul se curbează astfel încât direcția, de obicei dreaptă, în care călătorește lumina, poate fi distorsionată de către obiecte cu o gravitație masivă, precum cea a Soarelui. Fenomenul observat de către Sir Arthur Eddington cu prilejul eclipsei din 1919, care a confirmat astfel teoria relativității, i-a adus o faimă mondială lui Albert Einstein. Interesant este însă că premiul Nobel obținut de Einstein în 1921 a avut ca motivație un alt lucru, și anume descoperirea legii efectului fotoelectric, lucru care nu are legătură cu teoria relativității. Luni 21 august, o eclipsă totală de soare va fi vizibilă pe teritoriul american și deja numeroși astronomi și persoane interesate de știință și-au pregătit camerele foto pentru a realiza imagini prin care să testeze și să reconfirme teoria relativității generalizate. În același timp, ca de fiecare dată când au loc evenimente astronomice spectaculoase, adepții teoriilor conspirației își proclamă din nou ficțiunile apocaliptice privind inexistența planetei Nibiru, iar astrologii caută să dobândească și mai mult prestigiu prin pretențiile false pe care le au, cum că evenimentele astronomice ar influența comportamentul ori caracterul oamenilor. Singura cale de cunoaștere a realității înconjurătoare rămâne însă tot știința, pentru că ea se bazează doar pe dovezi și pe spirit critic, nu pe credință.